Au! Bună ziua, dragilor! Au! Bună ziua, dragilor și dragilor, mult iubiților și stimaților, bremăriilor, mărie și mărioară, vină încoace la taica să te suce, care te simți mărie, care te simți mărioară, măriuca mai ales, da? Pe amândoi obrăjorii ăia bucălați, era zic bulbucați, da? Care ești mărie, măriucă, mărcică, mărioară? Marian nu, Marian vă strângem mâna, da? În ușă. În rest, da, purtătoarele de nume feminin, Maria Alea, la mulți ani bre de ziua numelui, la mulți ani bre de ziua aceasta, multă fericire, sănătate, spor în toate... Să mor parcă zghicitor, dau cu ghiocul. La mulți ani, adică, de ziua numele astea vreau să zic. Este 8 septembrie, o zi minunată de toamnă. Copiii intră în fibrilație că s-apropie începutul școlii. Unii dintre ei și-au cumpărat deja lame. Alții și-au cumpărat caiete și pixuri și stilouri. Că, da? Am mai zis și ieri treaba asta, dar mie îmi place să mă repet. Suntem pe 8 septembrie, n-a început încă să plouă, dar se simte așa în atmosferă, un fel de început de Bacovia. Pic, pic, pic în sufletele noastre curge toamna neliniștită. Băi, neamțule, ești fantastic, frate! Cum scoți tu din tine? Noi te cunoaștem așa de nebun și de zăpăcit și pum, ne tragi câteodată o din asta așa. V-am spart? În 2009, la 74 de ani de la primele autoturisme Ford produse în România la București, noua uzină de la Craiova a început producția de serie cu auto utilitară de clasă medie Ford Connect pe 8 septembrie. Nava spațială Genesis în 2004, care a fost lansată în urmă cu 4 ani pentru a explora vântul solar, s-a prăbușit pentru că nu s-a deschis parașuta de frânare. A avut prea multe vânturi. Atenție, ne apropiem de... și a murit. Astea au fost ultimele cuvinte ale navei spațiale Genesis. Atenție, și a murit. În 1994 are loc la Berlin ceremonia plecării trupelor aliate prezente în Berlinul de Vest. După anul 1945, ceremonia a avut loc în prezența președintelui Franței, François Mitterrand, a premierului britanic John Major și a secretarului de stat american Warren Christopher, dar și a cancelarului german Helmut Kohl. În 1975 ia ființă compania de transport aerian LAR, liniile aeriene române, și în 1966 primul episod al serialului științifico-fantastic de televiziune Star Trek a fost difuzat la televiziunea americană NBC. În 1954 americanul Jonas Edward realizează primul vaccin împotriva poliomielitei. Și pe urmă, la 12 aprilie 55, adică mai puțin de un an, vaccinul a început să fie comercializat pe piața americană. Nu le-a trebuit mult ca să pună vaccinul pe piață. La mulți ani, Pink! Pink. La mulți ani Pink, născută în 79. La mulți ani Petre Marin, fotbalist american. La mulți ani Bela Marco, politician român de etnie maghiară. Dan Coe? Fotbalist român. Mărioara Tănase, interpretă română de muzică populară și romanțe. Cine s-a mai născut pe 8? Max Blecher, scriitor român de origine evreiască, născut în 1909, cu mari legături cu municipiul ăsta al nostru, al cărui mormânt, din păcate, cred că a fost uitat. Sper să nu mă înșer, să nu bat câmpii, dar parcă l-am văzut în cimitirul evreiesc, de aici, din Roman. Sper să nu mă înșel. Max Blecher. În zilele trecute chiar am dat prin bibliotecă de două cărți scrise de Max Blecher.
Și am zis că o să le citesc și tot mi-am promis și n-am mai apucat. Cine ne-a părăsit pe 8 septembrie? Dan Spătaru, interpret român de muzică ușoară în 2004. Richard Strauss în 1949. Este nașterea Maicii Domnului în calendar ortodox, sărbătoare pe care o, clar, o așteptam de ceva vreme, pentru că au început să zboare măriile și la mulți ani pe Facebook. În România este ziua petrolistului serbată, da? Sărbătorită din 1990 la inițiativa Federației Sindicatelor Libere și Independente Petrom. Această zi a petrolistului se desfășoară sub patronajul Sfintei Marii, aleasă drept protectoare a petroliștilor. Pentru că nu e așa, nimic nu zice mai bine decât scormoniți cât mai în adânc decât Fecioara Maria. Este de asemenea și ziua internațională a alfabetizării. Se marchează din anul 1966 la inițiativa Congresului Mondial pentru Lichidarea Analfabetismului desfășurat la Teheran în septembrie 1965, când încă nu-ți lua nimeni capul dacă vorbeai la Teheran. La 19 decembrie 2001, Adunarea Generală a ONU a proclamat prin rezoluția 56/16 perioada 2003-2012 deceniul ONU pentru alfabetizare și educație pentru toți. Pentru toți. Deși ar trebui să fie pentru toți, că ăia deștepți nu mai au nevoie de alfabetizare, că știu deja, dar ceilalți care sunt toți, ălora da, le-ar trebui. Știm foarte bine că în România se folosește da, ce s-a mai întâmplat astăzi, decât Ziua Internațională a Alfabetizării. Da? Unde niște oameni a decis ei că să se face niște alfabetizare. Dă-și băie niște sămânțuri. Da, e bine că se face. Este Ziua Internațională a Alfabetizării, care se marchează din 1966. În urmă unui congres uimitor, da? Care s-a desfășurat la Teheran. Între timp, noroc că a apărut Malala. Că altfel fetele de acolo n-ar fi învățat să scrie nici acum. Vorbim puțin de turism. Mă, noi știm că noi ca români, nouă ca români ne place să călătorim. Lumea e frumoasă, e mare, există o grămadă de locuri pe care vrem să le vizităm. Cu cine vorbeam? Cu Andreea Smerea pe Facebook? Prin comentarii, da? Andreea Smerea, pe care nu cunosc personal, dar am așa o... Prevăd eu că o să discutăm față în față când o să se întoarcă din Maroc, care s-a dus, evident, în Maroc. Și vorbeam cu Andreea și îi zic, băi, fain, uite, Marrakesh l-am ratat. V-am mai spus o dată, nu? Că eu aveam intenția, când încă locuiam în Spania, să ajung împreună cu fosta posibilă soție în Gibraltar și din Gibraltar în Maroc și să vizităm Marocul și în mod special Marrakeshul, pentru că Marrakesh mi-a rămas pe creier de când a cântat prima oară Boniem despre Marrakesh. Da? Și m-am interesat, am uitat pe internet și am văzut că Marrakesh e foarte frumos. Eu am niște fixații de-astea cu orașe în care cultura e, nu știu cum să vă zic, imaginați-vă că eu sunt genul de om care s-ar duce în Tibet. Da? Să locuiască în Tibet o perioadă, numai ca să stea de vorbă cu bătrânii bătrânilor și să audă legendele legendelor. Da? Și m-aș duce în Marrakesh tot din același motiv. Nu neapărat să vizitez Marrakeshul, că sufletul meu, ce pot să vizitez într-un oraș de genul ăsta? Adică cluburile nu mă interesează, de la restaurante mănânc că trebuie să mănânc și aș mânca oriunde, oricum, dar poveștile, în schimb, alea nu le găsești la restaurante. Poveștile, legendele, istoriile, tradițiile, alea le găsești la oameni acasă, da? Și acolo m-aș fi dus. Și zic, uite, bă, ce baftă are fata asta că a plecat fata asta, da? Că e acolo, e în Marrakesh, e în Maroc și are ocazia să ia legătura cu alt tip de comunitate, cu alt tip de trai. Și zic că nouă ca români ne place să călătorim, deși paradoxal, nouă ca români ne place să ne plângem că suntem săraci.
Știm foarte bine că guvernul face tot posibilul să ne țină la o limită de jos a exista, de supraviețuire, da? Guvernul nostru, guvernul, statul, nu guvernul, că, na. Statul român face tot posibilul ca românii să trăiască la limita de jos, cu strictul necesar și niciun leu mai mult. Corect? Și totuși, uimitor, deși ne plângem zilnic pe Facebook și înjurăm în dreapta și în stânga că o ducem rău și că suntem săraci, când vine vacanța, începem. Sunt în Tahiti, uite poze cu mine în Malibu, uite poze cu mine strângând în brațe un pinguin în Antarctica, uite poze cu mine pe turnul Eiffel, da, uite. Și bă, da, dacă sunteți săraci lipiți pământului, cum ne plângem tot anul, cum dracu, bă, ajungem în Tasos, în... Mai știu unde naiba, că românii duși. Și nu vorbesc de cei care locuiesc în zonele respective, care au decis să plece din țară și să locuiască efectiv în țara respectivă, muncind acolo, ci cei care pleacă, vorbesc de cei care pleacă în concediu, în vacanță. În niște locuri în care nu te duci cu un leu. N-am reușit să înțeleg. În fine, se pare că și patronii au aceeași slăbiciune, aceea de a călători. În mod special, ăsta, administratorul unei firme de turism din satul mare, a fost reținut marți seară, fiind acuzat de înșelăciune și de lapidare, după ce a fugit cu banii clienților, el fiind administrator de firmă de turism. House of Travel. Păi da, House of Trouble. E travel. El ar fi vrut să călătorească seracul, dar n-avea bani și atunci, păi dați-mi banii, foște că eu plec în călătorie. Și a plecat. Hei, din păcate însă a fost atât de prost că a fugit tot în țară. Da? El a fost acuzat de înșelăciune și de lapidare după ce a păgubit cu 50.000 de euro câțiva zeci de clienți. Robert Tarr dispăruse de câteva zile din satul mare după ce zeci de clienți au depus plângere la parchet. Frate Musa, trebuie să schimbați denumirea instituției astea, mă, parchetul. De fiecare dată caut, cineva a depus o plângere la parchet, îmi imaginez că vomită. Nu știu de ce. Că dai la rațe, că plângi din gură sau mai știu eu care-i slangul legat de asta. O să ajungă... Ce ai făcut, mă, frate? Am plâns la parchet. Am făcut plângere la parchet. Am băut azi noapte, dimineața am făcut plângere la parchet. Da? O să ajungă la vorba asta. Schimbați dracu denumirea instituției. La parchet. Pua. Administratorul agenției House of Travel se ascundea. Ghiciți unde a fugit omul nostru. La gura humorului. Că atât l-a dus pe el de 50.000 de euro. Probabil că a mers cu CFR-ul. Și ia acolo s-a terminat banii. A plecat din satul mare, cu CFR-ul a plătit pe bilet 50.000 de euro. Și acolo a fost nevoit să-l coboare. La gura humorului a fost găsit de polițiști și a dus la satul mare înapoi. Procurorii de pe lângă judecătoria satul mare au emis un mandat de reținere pentru 24 de ore. Da, omul a arătat clar că el e capabil să plece. Ăștia îl rețin pentru 24 de ore. În fine. Miercuri, adică ieri, s-a decis dacă se propun și alte măsuri împotriva acestuia. Până acum, pe numele lui au fost depuse 50 de plângeri, atât la sediul Inspectoratului Județean de Poliție, cât și la nivelul parchetului de pe lângă judecătoria satul mare sau la protecția consumatorilor. Așa... E absolut bestial că ăștia au pus de 3 ori exact același text. Deci nu există mai mult. Mie mi s-a părut că e mai lung articolul, dar de fapt e același text de 3 ori. Bravo businessmagazine.ro. Un om căruia i-a plăcut să călătorească, un om care pentru a călători și-a făcut inclusiv o firmă de turism, o agenție de turism, care a stat omul și s-a gândit puțin și a zis, bă, dar eu vreau să călătoresc, dar n-am bani. Și atunci ce fac? Călătoresc pe banii altora. Adică sunt tipe care arată foarte bine și care fac treaba asta. Își găsesc un sponsor și călătoresc pe banii ăluia. Da? Evident, pentru asta fac sex cu el. Dar în cazul ăstuia n-a fost nevoie. Și atunci ce faci? Călătorești pe banii oamenilor. Eu când călătoream, o făceam prin couchsurfing și v-am mai spus de povestea asta și o recomand. Dacă vrei să intri în contact cu oamenii locului, nu poți să intri în contact cu oamenii locului stând la hotel. Te duci și locuiești la om acasă.
discuți, vorbești, el spune povești, tu spui povești, el îți zice o legendă, tu îi spui o legendă și ia ca să face schimbul de... Se face schimbul de... Și pe urmă beți. În mare la asta se reduce couchsurfing-ul. Nenea ăsta n-a făcut couchsurfing, el a plecat cu CFR-ul până la gura humorului. Prețul cafelei se pregătește de o explozie. Vă imaginați prețul cafelei? Allahu Akbar! Hap, s-a făcut 500 de mii. Știu, am fost islamofob, nu. E doar o glumă care rulează pe internet. Când se vorbește de explozie, nu știu de ce, oamenii tind să facă legătura cu... Vremea nefavorabilă din Vietnam, cel mai mare producător de cafea robustă din lume, dar și din Brazilia. Cum? Păi ce înseamnă o virgulă pusă în apă? Da. E cel mai mare producător de cafea robustă din lume, dar și din Brazilia? Sau vreme nefavorabilă din Vietnam, virgulă, dar și din Brazilia? A determinat creșteri de prețuri la cafea, sortimentul Robusta, înregistrând în prezent o majorare de 61,8% față de 2014. Ca preț! A crescut prețul de 61% cât o să ajungă breu cafea. O să-ți dai prietena la schimb, tu mi-aș vrea o cafea, dar n-am bani, dar ce ziceți de bruneta de acolo? Strez. Să mai răspund și la mesaje. Așa. După ce și-a consolidat prețul în ultimele 18 luni, cafeaua arabică începuse să dea semne de creștere, prețul formând un plafon inferior care pregătește o urcare semnificativă, spune Ole Hansen, Head of Commodity Strategy la Saxo Bank. Cum? Bă, deci crește prețul la cafea, da? Asta vrea să zică articolul ăsta. Asta vreau să spună articolul ăsta, crește prețul cafelei, adică dacă o să mă duc la casa veche și o să beau o cafea nouă, mai beau cu 4 lei? Dar cu cât o să fie? O să mi-o aducă direct din Brazilia, din Vietnam, cel mai mare producător din lume de cafea robusta? Oricum, veștile nu sunt foarte bune pentru cei care beau cafea. Da, direct în venă ca mine. O să prefer să-ți cumperi cocaină, frate, că prețul scade, nu știu cum dracu se face. Prețul la droguri, nu ca știi. Da? Dar se vorbește, aud și eu de la unul, de la altul. Băi, citesc în același timp și mesajele. Și e de rău. Da, deci... A scăzut prețul la droguri, că sunt interesați să-și atragă mai mulți clienți. S-a mers până la primele câteva doze sunt gratuite, urmând ca celelalte să te coste, te nebunesc. În schimb, prețul la cafea o să crească. Mai nașpa, mai ales pentru cei care sunt nevoiți, ca mine, când se dau jos din pat, ca să le vină cheful de viață. Imaginați-vă că eu dimineața stau cu un ștreang de gât până beau cafeaua. Ăla-i mood-ul meu de dimineață. Când mă dau jos din pat, îmi vine să mă sinucid, frate. Și noroc că există cafea. Parcă îmi revine cheful, se dezleagă cumva lațul ăla pe măsură ce beau cafea, până se transformă în cravată. Da? Cum să crească prețul? Cafeaua robustă a fost motorul acestei mișcări de revenire în ultimii luni. Vreme nefavorabilă din Vietnam a ajutat ca prețul să recupereze semnificativ. Cel mai tranzacționat contract pe robustă a atins un preț record pe ultimele 18 luni la Londra. Cafeaua arabica se apropie la 157 de cenți pe livră, adică 3,4 dolari pe kil. Bă, mie spuneți-mi la ceașcă, bre, cât costă, la ceșcuță. Ce de fondurile hedge, pozițiile bullish, ce s-a astea? Mi spuneți cât costă ceașcă de cafea? Prețul cafelei se pregătește de o explozie. Păi, care e explozie? E multă, e mică, e mare.
Bă, s-a spart bula Pokémon. Da? Gata, le-a trecut la oameni. Bă, pot să pun și eu pe Instagram și îmi dau ăștia. S-a spart Pokémon-ul. Ăla, Go. Mai țineți minte zombii aia care mergeau cu telefonul în mână și se dădeau cap în cap și se răveau capul de pereți? Nu mai există. Bă, există, dar din ce în ce mai puțin, da? Interesul în România, cel puțin, a scăzut de 10 ori la o lună de la lansare. A fost așa un fel de... Știți cum a fost cu freestylerul? Mai țineți minte freestyler? Da? Și ăla s-a spart la fel. Astăzi focuri de paie. Și pentru aia care spuneau, frate, o să murim, că ăștia nu mai știu nimic de Pokémon, ochi în telefon. O să stea cu ochii în telefon oricum, dar fără să joace Pokémon Go. Interesul pentru jocul Pokémon Go a scăzut considerabil în România, ajungând la câteva mii de persoane pe zi în primele două săptămâni ale lunii august, de la peste 100.000 în prima săptămână a lansării. Asta spune o analiză a Quantum Data Science, compania de date și tehnologie aparținând The Group. Pokémon Go a avut lansarea oficială în România pe 19 iulie 2016 și în primele 3 săptămâni numărul românilor interesați de joc a depășit 1 milion, adică 1.8614 persoane. Înainte ca jocul să fie disponibil oficial în România, existau deja 75.000 de persoane care se informau despre Pokémon Go în România. Evoluția nu a fost una spectaculoasă imediat după lansarea oficială. În prima lună de la lansare, aproximativ 500.000 de români au instalat aplicația asta, Pokémon Go. Tendința este și în această privință descrescătoare, de la 12.000 de instalări la doar 2.000 pe zi în ultima perioadă. Pang! Deci a scăzut. Alte domenii de interes, lăsăm la o parte Pokémon, cu ce se mai interesează oamenii, da? Divertisment, 18,2% citesc frecvent despre sport, 9,4% citesc despre politică pe internet, zic. Alte domenii de interes sunt știință și tehnologie, legislație, economie, sănătate, alimentație, familie, auto, călătorii, fashion și casă și grădină. Băi, oameni buni! N-am înțeles... despre cei care se ocupă de Pokémon Go. Dar nici așa nu iese, pentru că prima categorie care este cea mai interesantă e pornul, mă. Eu nu văd în datele astea voastre că peste 90% sunt interesați după Pokémon Go de porn. De site-urile pentru adulți. E, ce ne ferim atâta de date de astea? Eu mă uitam și noi ca români suntem foarte... pudici așa, în ceea ce privește exteriorizarea. Stai, să vă lămuresc. Noi jurăm că la ușa cortului. Ne spurcăm și ne spunem de mamă, de surori, de rudele până 7 generații în urmă, că intervin morții, da? Dar ne e foarte rușine să spunem că peste 90% dintre români intră pe internet pentru porn. Nu ca să vadă știri, nu ca să asculte muzică, nu ca să vadă filme, nu ca să vadă ce a mai făcut Xulescu, nu. Primul lucru, și încercați să vă gândiți că probabil faceți exact aceeași chestie. Când cineva te adaugă pe Facebook, prima oară te uiți la poze. Una, ca să vezi cine e persoana respectivă și doi, ca să vezi dacă nu cumva are în costum de baie. Da? Și de asta zic. Mie îmi place că ăștia spun, oamenii sunt interesați de știință și tehnologie, să mori tu pe internet. Peste 18% dintre utilizatorii de internet se interesează de știință și au trecut la 18%, da? Dar nu spun că 90% dintre cei care intră pe internet în România sunt interesați de sex, de site-urile pentru adulți. Timp mediu petrecut pe site-uri pentru adulți, între 45 de minute și 60 de minute. Pe zi. Asta nu știu de ce nu apare în statistici. Suntem noi și de ambele sexe, zic, și femei și bărbați. Mamă, apropo de chestia asta, ambele sexe. Nu știu dacă sunteți la curent, dar noi ăștia mai bătrâni și mai înapoiați. Dar nu-s doar două. Eu am avut senzația că oamenii se nasc bărbați sau femei. La bază. Dă o măsare treabă, bărbați sau femei, adică ai sau ai
ce te naște? M-am uitat zilele trecute, am citit un material despre toate celelalte 17 parcă tipuri de oameni care, da? Când îți faci un cont pe Google, de exemplu, acolo te întreabă nume, prenume, data nașterii, etc., 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 și sexul, ce ești? Și la modul serios chiar apare, ești bărbat, femeie sau altul? Frate, îs un delfin. Îs altul. Ce? Un delfin. Și după aia m-am prins. Nu, sunt 17 tipuri de, cum dracu se cheamă, gender, cum îi zice? 17 sau 13, nu știu exact câte sunt. Din care multe din ele, tipuri, ia stai că trebuie să caut chestia asta. Multe dintre ele nici nu știu ce dracu sunt alea. Mai mult de două, cum n-ai vrea să zic, sexe? Sexuri? Stai că te văd. Bineînțeles că nu asta trebuia să caut. Cum se cheamă, mă? Două... Of, uite, vezi ce mă enervează că nu știu ce să caut. Gender. Acum. Momentul. Acum. Gender. Așa, ia să vedem. Hai, bre! Că am nevoie de poze ca să vă lămuresc. E absolut superbă chestia. Oamenii chiar au început să înnebunească și nu știu cum ar veni în română. Deci vine cam așa. Femei, femele, da, hai să luăm femele masculi. Sunteți pregătiți? 1, 2, 3, 4, pe 4, 4, 4, 16 odată și cu 16, 32, pardon. Femele masculi, bi-gender, da? Adică nu știu exact ce ești. Androgin, neutru, agender, sau fără gender, fără sex, intergender, demi-boy, demi-girl, a treilea gender, așa. Nu, hai să vă lămuresc că mie, imaginați-vă chestia asta. Fiecare din asta reprezintă câte un sex. Noi ăștia înapoiații, care ne-am născut înainte de, să zic, 70, de 80, am învățat că sunt doar două. Acum se pare că nu. Sunt o mulțime, inclusiv niște chestii pe care n-am reușit să le înțeleg. Gender fluid. Așa, când te să scoală, te scoli dimineața și ești bărbat, dar pe traseu te decizi că nu mai vrei și că vrei să fii femeie. După aia la ora 1, bă, frate, cred că vreau să fiu mascul din nou. Deci asta înseamnă gender fluid, așa. Mă depășește cu succes chestia asta. Știu că poate îmi ridic oamenii în cap, poate sunt unii chiar se simt prinși în corpul greșit. Se întâmplă. Am auzit destule povești și am citit destule materiale. Te trezești prins în alt corp. Mă, n-am nimic de a face cu masculinitatea, mie mi se pare că sunt femeie, adică mă comport ca una. Nu eu. Și probabil că sunt. Și face o operație de schimbare de sex. Lucrul la care românii oricum vor face. Serios? Dar pe ăștia chiar nu reușesc să înțeleg. Și a devenit o modă așa în ziua de astăzi la tineri să dureze până să-și dea seama de ce sunt. La final, și bărbat sau femeie. Culmea sărăciei, o familie din Teleorman s-a împrumutat la bancă pentru a-și trimite cei 6 copii la școală. Culmea sărăciei, la Vaslui, o tipă de 22 de ani și-a închiriat corpul și face chestia asta de ani de zile ca să aibă bani de țigări. Se numește prostituție. Dar acum, revenind la chestia, bună ziua, bine ați venit în România, culmea sărăciei, o familie din Teleorman s-a împrumutat la bancă pentru a-și trimite cei 6 copii la școală. No, îmi pare rău că se ajunge în situația asta, dar atunci când n-ai după ce bea apă, nu faci 6 copii. Plecăm de la premisa asta. Când ești sărac lipit pământului și îți chiure stomacul de foame și n-ai nimic mai bun de făcut,
Nu mai fă copii, bre, că n-ai cu ce să-i hrănești. O familie din Teleorman care trăiește la limita supraviețuirii a apelat la un credit bancar. Eu nu pot să-mi fac credit bancar, de exemplu. Pentru a-și putea trimite la școală cei 6 copii cu 750 de lei împrumutați, părinții au reușit să cumpere ghiozdan, nerechizite și câteva haine pentru copii. Început în unui an școlar, hai să vedem ce înseamnă. Pentru ei, debutul unui an nou de învățământ gratuit înseamnă credit la bancă. Ion de 68 de ani și Stella de 48 de ani din comuna au împreună 9 copii, dintre care 6 sunt de vârstă școlară. Trăiesc din pensia de 500 de lei cu care Ion Pandele s-a ales după 33 de ani de muncă. Venitul le este completat de alocațiile copiilor. Bă, atunci când preotul zice fă copii pentru că e normal că Dumnezeu zice să faci chestia asta, nu te mai gândești cât ești de sărac. Da? Îi faci pentru că e normal și că trebuie să-i faci. Dar dacă e să gândești logic, când ai 500 de lei pe lună, nu faci 9 copii, mă, că se cheamă că ești bou. Și îmi pare rău pentru toți cei care vor spune în momentul ăsta, neamțule, ești total lipsit de sentimente și ești un insensibil, copiii sunt o bucurie. Nu, în cazul ăsta copiii nu sunt o bucurie, copiii sunt o piatră de gât. Și nu pentru tine ca părinte, ci pentru toți frații lui. Fiecare dintre ăștia 9 copii este o greutate pentru ceilalți 8 copii din familie. Fiecare nou născut este o greutate de gâtul celorlalți frați. Cum, Dumnezeule, să faci chestia asta? Gândiți-vă puțin. Sunt oameni care au două servicii. Sunt el și ea, el și el, ea și ea, în funcție de fiecare familie, da? Că eu sunt deschis. Lucrează ambii părinți și se gândesc de 5, 6, 10 ori dacă să facă un copil sau al doilea copil, dacă îl pot pregăti, dacă îl pot aduce într-o situație bună. Și oamenii gândesc chestia asta și își calculează veniturile până la intrarea copilului la facultate. Și chiar după. E atât de simplu să-ți calculezi veniturile, să vezi viitor. Bă, frate, ne permitem un copil sau nu? Dacă îl fac, deși vreau un copil și îmi plac copiii și musai că mă obligă religia și popa îmi zice chestia asta, dar la ce-l aduc? La ce-l fac? Să-i dau să mănânce bucățele de cărămidă în fiecare... Dacă n-am nimic, nu am după ce bea apă, la ce îl fac? Și ăsta n-a făcut unul, a făcut 9. 9 copii. Spuneți-mi mie dacă gândesc prost că nu ai la ce îl aduce copiii, nu mai sunt o bucurie, îi condamni. Îi condamni la o viață de rahat cu nimic. Făcut împrumut la bancă ca să trimită 6 copii la școală din cei 9. El are 68 de ani, în 2-3 ani dă ortu popii. Moșneagul ăsta. Tăcios. Da? Dă ortu popii dracului și rămân în urma lui 9 copii muritori de foame. Că nu trăim într-o țară în care guvernul să aibă grijă de populație. Trăim într-o țară în care ești muritor de foame și dacă muncești. Și dacă ai un serviciu stabil, ești muritor de foame. Dar uite când trăiești cu 500 de lei pe lună. Nu le plâng de milă. Sincer, nu. Am zis că poate o să fac o glumiță cu chestia asta, dar nu, uite, m-am enervat. Nu le plâng de milă la oamenii ăștia. Sunt proști ca noaptea și își merită sărăcia. Dacă îmi faci 9 copii, nu ești doar sărac, ești și bou. E de greu de înțeles, frate, că nu poți, n-ai cu ce să-i duci, n-ai cu ce să-i hrănești, dar aminte să le oferi o educație. După aia ies în stradă și se plângă, nu avem cu ce să ne hrănim. Câți copii ai? 9. Păi, ce-ai făcut, frate, 9? Unul nu ți-ajungea, unul cu 500 de lei, hai, 3 oameni s-ar descurca la limita limitei de jos. N-ai făcut unul, ai făcut 9. Tu credeai, ce crezi, că te îmbogățești din alocațiile pe care le dă statul? Nu! Un copil mănâncă și consumă mai mult de 100 de ori decât porcăria aia de alocație. Ce crede că o să te îmbogățești din aia? Hai facem 176 de copii pentru că trebuie.
Și să ne ducă și nouă numele mai departe. O să te blesteme copchii ăia. De fiecare dată când îți lechiore stomacul de foame, mațele de foame, de fiecare dată când se vor duce la culcare flămânzi, de fiecare dată când o să le degere degetele de la picioare pentru că nu au încălțări, de fiecare dată când ceilalți se vor uita de sus la el, copchilul ăla o să te blesteme. Cine vrea să întindă o mână de ajutor, cât de răutăcios sună și cât de realist în același timp. Cine vrea să le întindă o mână de ajutor celor 6 copii ai familiei, se poate adresa primăriei. Bă, eu zic să le dați copiilor, dacă puteți, rechizite. Părinților, dați-le prezervative, pilule anticoncepționale, duceți-l pe moșneag să-și facă o vasectomie. Că e clar că ăsta nu o să oprească, la 68 de ani în vână omul, mai face încă vreo 6-7, da? Și la anul o să citim același articol. Numai că nu o să fie 6 copii, ci o să fie 11 copii. Cine vrea să-i ajute, să le dea bani să-și facă moșofasectomie dracului. Ca să aibă o viață mai bună, trebuie neapărat să meargă la școală și să învețe, să se învețe. Numai așa o să reușească în viață. N-ar concepe ca vreunul din copii să abandoneze școala. Gândire de părinte. Mark Zuckerberg i-a oferit Papei Francisc o dronă. Da? Ca să folosească tehnologia pentru a atenua sărăcia. Papa Francisc s-a întâlnit cu Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, și a oferit Papei un model Aquila, o dronă care speră cei de la Facebook va fi capabilă să ofere acces la internet în țările în curs de dezvoltare și zonele izolate. Știți foarte bine că satelitul Facebook a fost distrus atunci când racheta care trebuia să-l trimită în spațiu a sărit în aer chiar la lansare, după 15 cm de... s-a ridicat de la sol și a sărit în aer. Un satelit care ar fi trebuit să ducă internet în țările africane. Mark Zuckerberg a fost extrem de nefericit, 95 de milioane de dolari s-au dus pe apa sâmbetei. Măcar s-a întâlnit cu Papa Francis și i-a dat ăsta o dronă. Acum catolicismul o să vină la voi făcând bzzz, da? Și relațiile cu Papa vor fi mult mai bune. Zuckerberg a postat o fotografie pe pagina sa personală de Facebook în care apare oferindu-i Papei acest model de dronă care va fi capabil, am spus, să ofere acces la internet. Nu înțeleg care legătură accesul la internet, oferta și cu Papa. Împreună au vorbit despre cum să folosească tehnologia pentru a atenua sărăcia, încuraja cultura interacțiunilor și a comunica un mesaj al speranței, în special celor dezavantajați. Zuckerberg și-a anunțat vizita în Italia săptămâna trecută după ce țara a fost lovită de un cutremur devastator. CEO-ul Facebook a spus că Roma este un oraș special pentru el, pentru că aici a fost în luna de miere cu soția sa, Priscilla. Așa... Bine. E curios când o să dispară și Facebook-ul, mă, ce o să se întâmple. Pentru că nu știu dacă mai țineți minte, într-o perioadă foarte populară în lume a fost High Five, pe care nu știu dacă mai folosește cineva. Twitter-ul, la rândul lui, a cunoscut o explozie sănătoasă și de vreme și Twitter-ul s-a dus la vale. Nu s-a dus la vale, e încă foarte folosit, dar nu la nivelul anilor din urmă. Și Facebook-ul, inevitabil, la un moment dat va cunoaște o scădere și atunci tare mă întreb cum o să facem. Cum o să alergăm pe stradă arătând să fugi cu farfuria de mâncare? Uite, uite, uite ce mănânc eu, uite ce mănânc eu! Spune că îți place, zi, distribui, dă mai departe, dar nu pe asta, fă o poză și dă mai departe. Tare curios cum o să fie. Bea, i-au dat o dronă. Americanii au dat și niște drone statului islamic, dacă am înțeles bine. Dar nu le-au dat de tot, doar bucăți din ele. Există și că un fenomen... Mai am auzit de oameni care se neacă.
Nu e an să nu se întâmple chestia asta. Mulți se aventurează, se cred mai buni înotători decât sunt, intră în apă, nu fac față curenților, pentru că apa pare liniștită la suprafață, dar la adâncime e... ai niște curenți acolo care te trag, te sug, te știu ce-ți fac și mori. Da? Există și nec pe uscat. Fenomenul care te poate ucide chiar dacă nu te afli în apă. Știați de asta? Eu habar n-aveam acum. Fie că este într-o piscină sau la mare, notul poate fi periculos pentru copii, dar și pentru adulți. Necul pe uscat a ucis subit un băiat din Carolina de Sud. Fenomenul este cunoscut cu denumirea de nec pe uscat sau nec secundar. Experții avertizează că oamenii care au fost salvați de la nec pot muri din cauza necului secundar. Joe Mulligan de la Crucea Roșie în Statele Unite a declarat că necul sau necul secundar este același lucru, chiar dacă al doilea poate surveni și în 48 de ore. Este important ca oamenii să conștientizeze că se pot înneca și după ce au fost salvați din apă. Deci cum se întâmplă? Apa inhalată în plămâni poate irita învelișul interior al plămânului. Acesta cauzează inflamația și umflarea plămânilor, făcând aproape imposibilă inspirarea oxigenului și, evident, expirarea dioxidului de carbon. În funcție de cantitatea apei inhalate și de calitatea acesteia, adică dacă e din mare sau potabilă, fenomenul poate suferi în câteva ore, surveni în câteva ore sau o zi. Știați de asta că poți să mori înnecat din cauza? Eu habar n-aveam. Acum m-am gândit, e ca și cum, băi, rămâi în continuare beat la câteva zile după ce ai băut. Că îți rămâne alcool în organism. Deși necul pe uscat poate apărea subit, Mulligan mai spune că există anumite semnale. Cel mai important indicator este un posibil nec. Printre altele se numără dificultatea respiratorie, durerea în piept și senzație de oboseală. Deci persoanele care au făcut baie și au inspirat apă, trebuie monitorizate în primele 48 de ore. Deși fenomenul este destul de rar, totuși ideal este, băi, și ce faci? Mersi, durere în piept, senzații de oboseală, astea simptome, dar ce faci dacă intră în starea, că nu poți scoți apa din el, că nu mai are. Sunt la... nu știu exact ce trebuie să faci. Hai că m-am dus să înapă de atare. 5 mituri demontate despre Vlad Țepeș, cum a ajuns voievodul să fie asociat cu fenomenul Dracula. Nu să vi le citesc eu pe toate, eu vă spun doar că cei din străinătate au o viziune clară legată de Vlad Țepeș, în care egal Dracula pentru ei. Vlad Țepeș e clar Dracula, adică scuze-mă frate, toate filmele zic chestia asta. Și cu cât te chinui să îi lămurești, cu atât spun, bă, dar trebuie să fiți nebuni să vă stricați singur imaginea asta. Adică o singură chestie bună aveți și voi în România, și anume că acolo e vampirul la Baban, Dracula, da? Și voi ca români vă chinuiți să demontați povestea asta, în loc să o lăsați să mergeți în continuare, să creați naibii un mit, un inadevăr, un neadevăr, da? Istoric, dar care vă poate aduce turiști, o țară de imagine, și noi nu ținem nici măcar la chestia asta. Eu m-am chinuit să-i lămuresc pe oameni, bă frate, stați puțin că Vlad Țepeș e una, Dracula e alta, e o confuzie de nume acolo, e... în fine. Pe de altă parte, să-și mă gândesc, au și ei dreptate. Bă, atât avem și noi ca brand. Dracula. Dracula, o fi, nu o fi Vlad Țepeș, nu are importanță câtă vreme atrage turiști și banii vin. Lasă pe Vlad Țepeș să fie Dracula. Așa nu i-a găsit nimeni corpul până acum și nu cred că lui îi pasă. Ce a dus la Vlad Țepeș și egal Dracula? Vlad Țepeș, ca ea personaj ce a inspirat crearea lui Dracula, în timp ce majoritatea occidentalilor crede că Vlad Țepeș a fost inspirația pentru lui Dracula, fiul lui Bram Stoker, Irving, susține că această informație este falsă și că tatăl său a creat eroul după ce l-a visat în somn. Legătura dintre Dracula și Vlad al III-lea a apărut de-abia în anul 1958. Nu s-a găsit nicio asociere între cele două personaje în însemnările lui Bram Stoker. Semnificația numelui Dracula. Da, uite, vezi, asta nu m-am gândit. Istoricul Aurel Răduțiu susține că niciunui conducător tiranic nu i-ar fi plăcut să fie numit fiul Dracului. Drăculea.
ci mai degrabă el a fost cunoscut ca fiind Vlad Dragu, adică Vlad cel Drag. Când îl apuci pe turc de buci și îl trage într-o țeapă așa ușelor în jos, el îți spune, dragule, mai mult, și tu îl tragi, da? Vlad Dragu, nu frate, Dracu. În clanul Drăculeștilor, Drăculeștii se chema cartea. Se lămurește acolo, zice autorul, pe care să mă bateți, nu mi-aduc aminte cum îl cheamă, de unde până unde numele lui Vlad Dracul. Povești sunt destule. Uite, mai nou una cu Dragu. Da? Al doilea era cu medalionul Drago, dragonul pe care îl primise un ordin semi-monastic, a ultimul apărător al creștinismului împotriva hoardelor turcești, nu mai știu ce rege ungur i-l a dat, l-a decorat pe Vlad Dracul tatăl cu ordinul respectiv, ordinul dragonului, medalion masiv de bronz cu un dragon pe el, care i-a rămas fiului Draculea. Fiind Dracul, cum se face și la noi acum, eu merg pe ideea asta mai mult, Ion și Ionel, da? Că pe vremea aia oamenii n-aveau nume de familie, decât nobilii care erau cunoscuți după familie. Țăranii nu aveau, erau Ion, ca de mâță, sau cum îl... Ce s-a întâmplat ăluia în viață, bețivul sau vomitatul, da? Ion vomitatul. Sau a potcovarului, a... Corect? În schimb, nobilii aveau o familie în spate și atunci dacă Vlad bătrânul, pentru noi nu exista o confuzie de nume, și iarăși primul fiu primea de obicei numele tatălui, era Vlad Dracul. Iar ăsta mic nu putea să fie tot Dracul, era Drăculea, da? Drăcușorul, Drăculea, Dracula. Fiecare înțelege cum vrea chestia asta. Ideea este că se pare că străinii sunt mai interesați și mai extaziați de mitul ăsta al lui Dracula decât noi ca români. De, în general, am vorbit cu mai multe persoane care mi-au spus că ar lua povestea, ești din România, cum e cu vampirii? Ar lua chestia asta ca pe o jicnire, ca pe o ofensă. Eu nu, eu am încercat să lămuresc, băi, Dracula și cu Vlad Țepeș, cam ce v-am zis eu până acum, cam asta am zis și străinilor. Și li s-a părut fascinantă chestia cu numele. Să tragem tare că atâta brand avem și noi. Bram Stoker ne-a făcut o favoare, creând personajul Dracula. Ne-a făcut o favoare pentru că de-a lungul vremii foarte mulți turiști au vizitat România pentru asta și Castelul Bran, care deși nu are mare legătură cu Vlad Țepeș, a devenit așa un fel de centru, punct central al legendei prințului vampir, deși, mă repet, nu prea are multă legătură, el a stat la Bran exact o noapte pe toată durata domniilor lui și atunci a stat la Bran, dacă mi-aduc eu bine aminte, fugind din calea armatelor turcești. În rest, el a stat la castelul lui, la cetatea de Puienari, nu? Unde a făcut și cele 1000 și ceva de trepte cu căpățânile și cu trupurile celor pe care i-a pus la muncă acolo, nobililor, și la Sighișoara. Și povești și legende sunt destule. Acum sper să nu bat câmpii și să nu mă înșel, ce am citit eu, parcă așa mi-aduc aminte. Atâta brand avem și ar trebui să ținem de el. No, dragilor și dragilor, burs mi-a dispărut, am obosit, sunt din ce în ce mai bătrân. Dragilor și dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care mi-ați oferit-o, sper, și astăzi. Rămâne să ne vedem mâine fiind vineri, da, ne vedem mâine la retrospectiva săptămânii cu Dan Vasiliu. Pe urmă, vă anunț cu succes că trupa de teatru Dan Alexandrescu, din care fac și eu parte cu onor, va fi plecată 2 zile din Roman la Festivalul Național de Teatru de la Mediaș.
care se va desfășura la Mediaș, unde vom merge cu o noapte furtunoasă. O noapte furtunoasă și rămâne să vă povestesc luni cum a decurs acest eveniment. Până atunci, ca de fiecare dată, toate bune!